Dacă nu au bani de schi la munte, unii bălțeni și oaspeți ai orașului fac coadă la arena de gheață din piața Vasile Alexandrin. Patinatul le oferă satisfacție și adrenalină, spun ei. Și dacă unii se tem să pășească pe gheață, alții deja cunosc și unele trucuri. Eu prima oară anul acesta, patinoară, am fost și anul trecut, dar... Să-i bine. Noi un pic de experiență avem cu noi pe role, chiar pe șosea la noi. Noi mai un pic ne-am mai învățat și cam aproximativ tot aceea, doar că aici e gheață, acolo e șosea. Ce trucuri ai învățat să faci pe patinoare aici? De când? Până când? Nimic, pentru că doar pe margine, pentru că mă tem. Normal, скользки. Я года два назад умела хорошо кататься, сейчас разучилась. Я сначала хочу просто нормально ездить, научиться, а потом уже дальше идти. Отлично, только вот погода все подводит иногда, тает лед. Трюков не так много. Развороты на месте, задом кататься. Разные-разные развороты. А так в основном основа. Не удовольствие. Ага. Единственное удовольствие зимой. Atât maturii cât și copiii profită de mini-vacanța de sărbători pe care au așteptat-o și administratorii patinoarelui, chiar dacă în aceste zile au mai mult de lucru. Poate până la 100 de oameni, 150 de oameni. Tarifurile la lumină tot s-au schimbat ca și oare cum. E 80 lei pentru maturi, copiii până la 7 ani sunt 40 lei și antrenorul 70. Dar ce nu face un părinte numai ca să-și scoată copilul din casă și să-i ofere o bucurie? Asta-i prețuri mari pentru Moldova noastră, nu numai la patinoar, dar la orice. Sunt pensionieri care prinesc până la 1000. Să duc un nepoțel ca să-l bucur ceva, cum să-l duc pe el? E ok, pentru copii nu contează deja cât e preț. Pentru copii e bucurie, nu contează într-adevăr banul. Pare ok, nu aș zici că e exagerat. Depinde, care își permit. Cei care încă nu știu să patineze pot beneficia de ajutorul unui antrenor. Antrenorul ajută la copii să învețe mai ușor să patineze. Sunt copii care nu sunt dezvoltați la patinare. Sunt care patinează bine, dar sunt care așa. Конечно, они подходят ко мне и говорят, а как ты так катаешься? Я говорю, ну смотри, вот для начала ты затяни нормально шнурки на обуви, полностью обкружи, чтобы плотно стояли. И они начинают тоже вот так завязывать, потом подходят ко мне, я показываю пару движений, и потом вот катаются на протяжении всего времени, сколько там, 45 минут дается. Atunci când pășiți pe patinoar, este important să țineți cont de cele trei reguli. În primul și în primul rând este ca șireturile patinelor să fie foarte bine strâns legate. În al doilea rând, să păstrați distanța socială, nu doar din cauza coronavirusului, dar și din cauza ca să nu cadeți jos. Și în al treilea rând, să încercați cât de cât să mențineți echilibrul.